Principalul suspect în cazul doctoriței stomatolog ucisă în propriul cabinet din Brăila a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore în baza probelor biologice. De ce ați omorât doctorița? Te consider vinovat? Măcar ai ceva să-ți reproșezi? N-ai nimic să-ți reproșezi? Nu, tu ai omorât-o pe doctoriță. De ce ți-a făcut ție polițiștii dosar? De ce te-ai ascuns? Ți-ai ascuns hainele, te-ai plimbat prin oraș, ai pus totul la punct astfel încât să nu dea anchetatorii de urma ta. Locuiești pe aceeași stradă cu doctorița. Bărbatul recent eliberat după ce a petrecut ultimii 4 ani după gratii și-ar fi pregătit crima în detaliu, a mers până la Galați pentru a induce autoritățile în eroare. S-a schimbat după comiterea crimei și a aruncat hainele în care a fost îmbrăcat când și-a omorât victima. Alexandra Ghețea este în acest moment în direct cu informații de ultimă oră din anchetă. Alexandra, bun găsit, apar noi probe. Iată, a și fost reținut acest individ. Urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Ce informații ai? Bun găsit tuturor, a fost reținut inițial pentru 24 de ore și în cursul zilei de astăzi va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Pentru asta însă anchetatorii lucrează la foc continuu și în aceste momente, astfel încât aranjează toate lucrurile, să nu mai dea greș, să fie totul aranjat pentru momentul în care individul va fi prezentat în fața instanței, în fața judecătorilor și se va hotărî soarta sa pentru următoarele zile. Pe de altă parte, este de menționat faptul că acest individ și-a schimbat numele de 2 ori în ultima vreme, ba mai mult, a fost dat la un moment dat în urmărire internațională, a fost prins și arestat. Iată că acum, în ultima vreme, fusese și eliberat pe de altă parte. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că are un cazier curat, pentru că el ar fi încercat să-și reabiliteze cumva trecutul. De altfel, închiriase o locuință la aproximativ 200 de metri de acest cabinet medical, de cabinetul medical în care a fost ucisă doctorița. Încă nu se știe, în schimb, motivul pentru care femeia a fost omorâtă, pentru că acest individ nu le-a comunicat anchetatorilor absolut nimic, ba mai mult, s-a folosit de dreptul său la tăcere până una alta, așadar anchetatorii trebuie să afle și acest lucru. Sunt mai multe aspecte de pus la punct. Se știe faptul că acest bărbat ar fi ieșit după doar 33 de secunde din cabinetul doctoriței și s-ar fi îndreptat în grabă spre gară și tot acolo și-ar fi aruncat hainele pe care le murdărise în urma acțiunilor de la cabinet, haine pe care le-au găsit în cele din urmă oamenii legii. Așadar, o anchetă complicată, o anchetă la care polițiștii au lucrat din zor în aceste zile, dar o anchetă care nu se termină aici, pentru că, iată, acest individ va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă și vom vedea dacă va rămâne după gratii pentru următoarea perioadă. Maricel Mihai, un brăilean în vârstă de 39 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore în cazul stomatologiei ucise în propriul cabinet. Deși spune că nu are niciun regret pentru că nu el ar fi omorât-o pe doctoriță, probele biologice prelevate de la fața locului ar fi definitorii. S-a prevalat dreptul la tăcere și nu a vrut să dea declarație. Nici arma crimei. A fost pacientul ei? A fost reținut în baza probelor biologice, cumva, rezultatelor analizei? Da, așa este. Probele biologice au fost definitorii. El la poartă le-a băgat pe burtă și le-a luat. Pe cine? Pe băiatul care le-a luat. Nu mi s-a spus absolut nimic. Crima ar fi fost pregătită până la ultimul detaliu. Și-a primit fapta, și-a pregătit fapta, actele de executare, în sensul că a plecat de la Galați, a vrut cumva să inducă în eroare, deși este brăilean, a plecat de la Galați cu un taxi, a venit în Brăila, și-a schimbat hainele pe parcursul, pe traseul până la cabinetul stomatologic. Nu a urmat un traseu undeva până în zona gării și acolo și-a schimbat hainele Adidas și haina cu care a fost îmbrăcat, le-a aruncat, le-am identificat
urmează să fie supuse și la expertizare. Nu este pentru prima dată când bărbatul are probleme cu legea. Acesta a stat 4 ani în închisoare după ce a comis mai multe infracțiuni de violență în Germania și Franța. A fost eliberat doar în urmă cu câteva luni. S-a eliberat șeful României. Mă pup, mă iubesc. Și a făcut o surpriză. Deși principalul suspect a fost prins, cazul este în continuare învăluit în mister. Nu se știe motivul care l-a împins pe bărbat spre teribilul gest. Autoritățile iau în considerare inclusiv să fi fost pus de cineva să o ucidă. Pentru moment, acesta urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.